păcatele săvârșite și dă-ne o încredere nestrămutată în meritele Tale. Fă să Te urmăm pe calea stropită cu sângele Tău, în așa fel încât să ajungem la fericirea veșnică. Amin. Act de căință. Doamne Dumnezeu, Doamne Iisuse Hristoase, răstignit pe cruce. Hristos e osândit la moarte, căci oamenii l-au acuzat, deși Pilat întâi, Iisus este osândit la moarte. Ne închinăm Ție, Hristoase, și Te binecuvântăm. Căci prin Sfânta Ta cruce ai răscumpărat lumea. Chinurile nedrepte la care le osândește Pilat. Doamne Dumnezeul meu, osândit pe nedrept la moarte, Te rog să-mi dai putere să rapt cu blândețe când mi se face vreo nedreptate, ca astfel să fiu asemenea Ție. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Doamne Iisuse Hristoase, răstignit pe cruce. Stațiunea a doua. Iisus ia crucea pe umeri. Ne închinăm Ție, Hristoase, și Te binecuvântăm. Căci prin Sfânta Ta cruce ai răscumpărat Iisus îmbrățișează crucea, o ia pe umerii Săi și o duce cu resemnare. Mântuitorul meu, Tu care ai purtat cu resemnare crucea încărcată cu păcatele mele, fă ca și eu să port fără plângeri crucea datoriilor mele zilnice și să sufăr cu răbdare neplăcerile ce mi ies în cale. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești Tu între femei și binecuvântat este rodul trupului Tău, Iisus. Doamne Iisuse Hristoase, răstignit pe cruce. Iisus, sănătăia a treia. Iisus cade pentru prima dată sub povara crucii. Ne închinăm Ție, Hristoase, și Te binecuvântăm. Căci prin Sfânta Ta cruce ai răscumpărat lumea. Iisus cade sub povara crucii, dar gândindu-se la mântuirea mea, se scoală fără șovăire și își urmează calea spre Golgota. Mântuitorul meu, la prima Ta cădere sub povara crucii,
îmi amintesc de primele mele căderi în păcat. Doamne, prin meritele suferințelor Tale, Te rog, iartă păcatele mele. Ca și Tine vreau să mă scol cu mai multă hotărâre și să Te urmez cu mai multă iubire pe calea pocăinței. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Doamne Iisuse Hristoase, răstignit pe cruce. Stațiunea a patra. Iisus o întâlnește pe Maica sa îndurerată. Ne închinăm ție, Hristoase, și te binecuvântăm. Căci prin Sfânta ta cruce ai răscumpărat. Preasfânta Fecioară însoțește pe Fiul ei iubit în toate suferințele sale. Ea este și mama mea și mă însoțește pe calea vieții. Mântuitorul meu, pentru durerile ce le-ai simțit când te-ai întâlnit pe drumul Calvarului cu mama ta preasfântă, te rog, dă-mi iubirea cea mai curată și devotată față de ea. Și eu sunt Fiul ei și vreau să o cinstesc tot timpul vieții mele. Maică îndurerată, roagă-te pentru mine. O Iisuse, iartă-ne păcatele, ferește-ne de focul iadului și du-n cer toate sufletele, mai ales pe acelea care au. Doamne Iisuse Hristoase, răstignit pe cruce. Stațiunea a cincea, Simon din Cirene îl ajută pe Iisus să-și ducă crucea. Ne închinăm ție, Hristoase, și te binecuvântăm. Căci prin Sfânta ta cruce ai răscumpărat lumea. Nu de bunăvoie, ci silit, îl ajută Simon din Cirene pe Iisus să-și ducă crucea. Însă el cunoaște în curând cine este Iisus și duce cu bucurie povara crucii. Doamne Hristoase, care i-ai deschis ochii lui Simon din Cirene, deschide și ochii sufletului meu ca să cunosc voința Ta în greutățile pe care le întâmpin și, ajutat fiind de Tine, să le port cu răbdare. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Doamne Iisuse Hristoase, răstignit pe cruce. Stațiunea a șasea. Veronica șterge fața lui Iisus cu o maramă. Ne închinăm ție, Hristoase, și te binecuvântăm. Căci prin Sfânta ta cruce ai Iisus își întipărește fața plină de sudoare, praf și sânge în marama ce i-o întinde Veronica cea miloasă. Doamne, știu că numai prin suferință voi putea reproduce în mine chipul Tău. Te rog deci să-mi dai putere ca prin muncă și suferință să devin tot mai asemănător cu Tine, Dumnezeul meu. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Doamne Iisuse Hristoase, răstignit pe cruce. Din nou Hristos sub cruce cade, căci e atât de corect.
Stațiunea a șaptea. Iisus cade a doua oară sub povara crucii. Ne închinăm ție, Hristoase, și te binecuvântăm, căci prin sfânta ta cruce ai răscumpărat lumea. Istovirea lui Iisus crește, drumul urcă, crucea îl apasă tot mai greu și el cade a doua oară. Doamne, și eu cad adeseori în păcat. După fiecare cădere, ridicarea este tot mai anevoioasă. Dar după pilda ta și cu ajutorul harului tău, vreau să mă scol cu hotărâre și fără întârziere. Printr-o spovadă bună vreau să dobândesc puteri noi ca să te urmez. Ajută-mă, Doamne! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Doamne Iisuse Hristoase, răstignit pe cruce. Stațiunea opta. Iisus mângâie femeile din Ierusalim care plâng. Ne închinăm ție, Hristoase, și te binecuvântăm, căci prin sfânta ta cruce ai răscumpărat lumea. Văzând femeile ce plâng de mila Lui, Iisus uită de suferințele sale și le mângâie. Mântuitorul meu, Tu ai trăit toată viața Ta pentru alții și chiar în suferințele Tale găsești cuvinte de mângâiere pentru cei întristați. Dă-mi putere să pot renunța la dorințele mele deșarte și să găsesc cuvinte de mângâiere pentru cei care suferă în jurul meu. O Iisuse, iartă-ne păcatele, ferește-ne de focul iadului și du-n cer toate sufletele, mai ales pe acelea. Doamne Iisuse Hristoase, răstignit pe cruce. Când pentru a treia oară cade, stațiunea noua. Iisus cade a treia oară sub povara crucii. Ne închinăm ție, Hristoase, și te binecuvântăm, căci prin sfânta ta cruce ai răscumpărat lumea. Iisus cade pentru a treia oară sub povara crucii, dar se ridică și cu ultimele puteri urcă muntele Calvarului. Mântuitorul meu, pe tine nu te-a putut întoarce nicio greutate. Privind la tine, mă rușinesc când mă gândesc de câte ori am uitat de propunerile mele bune. Prin meritele căderilor tale, te rog, dobândește-mi puterea trebuincioasă ca să nu mă abade la propunerile mele bune. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele tău, vie împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Doamne Iisuse Hristoase, răstignit pe cruce. Stațiunea a zecea. Iisus este despuiat de haine. Ne închinăm ție, Hristoase, și te binecuvântăm, căci prin sfânta ta cruce ai răscumpărat lumea. Călăii smulg fără milă hainele lipite de rănile Mântuitorului, lăsându-L fără îmbrăcăminte în fața mulțimii. Doamne Iisuse Hristoase, Tu ai voit prin rușinea despuierii Tale în fața mulțimii
să aduci îndestulare pentru lipsa mea de bună cuvință în vorbe, purtare și îmbrăcăminte. Îți promit că îmi voi înfrâna gândurile, privirile și vorbele și voi cinsti trupul meu și al altora ca pe un templu al lui Dumnezeu. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Doamne Iisuse Hristoase, răstignit pe cruce. Hristos e răstignit pe cruce și curge sângele curat. El suferă ca să ne sfere de răutate și păcat. Stațiunea 11-a. Iisus este răstignit pe cruce. Ne închinăm ție, Hristoase, și te binecuvântăm, căci prin sfânta ta cruce ai răscumpărat lumea. Iisus își lasă mâinile și picioarele în voia călăilor, care le prionesc pe cruce. Doamne Iisuse Hristoase, prin pironirea mâinilor și picioarelor tale, ai voit să ne dai un exemplu de ascultare desăvârșită. Tu ai fost ascultător până la moarte, până la moartea pe cruce. După exemplul ascultării tale, vreau să urmez poruncile tale sfinte, chiar dacă va trebui să răstignesc dorințele mele păcătoase. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Doamne Iisuse Hristoase, răstignit pe cruce, stațiunea 12-a, Iisus moare pe cruce. Ne închinăm ție, Hristoase, și te binecuvântăm, căci prin sfânta ta cruce ai răscumpărat lumea. Ajuns la capătul suferințelor sale, Iisus, aplecându-și capul, își dă sufletul. Iisuse, Mântuitorul meu, Tu ai împlinit tot ce Ți-a încredințat Părintele Ceresc în chipul cel mai desăvârșit. După exemplul Tău, vreau să trăiesc cu totul după chemarea mea și să-mi împlinesc datoriile, chiar și cele neplăcute, în chipul cel mai desăvârșit din iubire către Tine. O Iisuse, iartă-ne păcatele, ferește-ne de focul iadului. Doamne Iisuse Hristoase, răstignit pe cruce. Când trupul e dat jos de pe cruce și-n brațele Mariei pus, cine ar putea simți mâhnirea cu care stațiunea 13-a, Iisus este coborât de pe cruce. Ne închinăm ție, Hristoase, și te binecuvântăm, căci prin sfânta ta cruce ai răscumpărat lumea. Ucenicii coboară trupul lui Iisus de pe cruce și îl pun în brațele mamei sale îndurerate. Cine ar putea măsura suferințele tale, mamă îndurerată? Ele sunt fără număr ca și răutatea oamenilor care l-au răstignit pe Fiul Tău iubit. Pentru durerea ce ai simțit-o la vederea trupului neînsuflețit al Mântuitorului meu, te rog, primește-mă și pe mine ca pe un copil al Tău și învrednicește-mă în ceasul morții de prezența Ta. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești Tu între femei și binecuvântat este rodul trupului Tău, Iisus.
Doamne Iisuse Hristoase, răstignit pe cruce. Stațiunea 14-a. Iisus este înmormântat. Ne închinăm ție, Hristoase, și te binecuvântăm. Căci prin Sfânta ta cruce ai răscumpărat lumea. Ucenicii și femeile care l-au urmat pe Iisus până la Carvar așează trupul său într-un mormânt nou, săpat în stâncă. În liniștea mormântului, trupul lui Iisus așteaptă 3 zile clipa învierii sale. Doamne Iisuse Hristoase, Tu aștepți în liniște și tăcere pe altarele noastre să Te viziteze toți cei osteniți și împovărați. În nevoile și suferințele mele voi căuta și eu mângâiere și alinare în fața altarului. O Iisuse, iartă-mă! Doamne Iisuse Hristoase, răstignit pe cruce. O Doamne, noi am fost pricina, așa de mult ai suferit, dar atunci Iisuse, Tu ai sfințit semnul crucii prin suferințele și moartea Fiului Tău prea iubit pe lemnul crucii. Te rugăm ca toți aceia care ne mărturisim credința prin acest semn prea sfânt să ne bucurăm de ocrotirea Ta cerească. Te rugăm, Doamne, prin aceste prea sfinte dureri ale Tale, pe care eu, nevrednicul, le meditez cu evlavie, precum și prin crucea și moartea Ta prea sfântă, izbăvește-mă de chinurile iadului și binevoiește a mă duce acolo unde l-ai dus pe tâlharul cel bun răstignit cu Tine, Tu care fiind Dumnezeu, viețuiești și domnești împreună cu Dumnezeu Tatăl și cu Duhul Sfânt în toți vecii vecilor. Amin. Iartă-ne, Doamne, iartă-l pe poporul Tău și supăra pe noi. Iartă-ne, Doamne, iartă-ne pe poporul Tău și în veci nu te supăra pe noi. Iartă-ne, Doamne, iartă-l pe poporul Tău și în veci nu te supăra pe noi. Doamne, ascultă rugăciunea noastră. Cu blândul Iisus, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Vieții nesfârșite,
Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amen. Harul Domnului nostru Iisus Hristos și dragostea lui Dumnezeu Tatăl și împărtășirea Duhului Sfânt să fie cu voi toți. Doamne, în Tine mă încred, să nu fiu dat nicicând de rușine. Scoate-mă din lațul pe care mi l-au întins, căci Tu ești ocrotitorul meu. Liturghia din această seară oferim pentru odihna veșnică a răposatei Ana. Acum ne recunoaștem păcatele ca să luăm parte cu vrednicie și folos la celebrarea Sfintelor Taine. Mărturisesc lui Dumnezeu Atotputernicul și vouă, fraților, că am păcătuit prea mult cu gândul, cuvântul, cu fapta și omisiunea, din prea mare vina mea. De aceea o rog pe Sfânta Maria, pururea Fecioară, pe toți îngerii și sfinții și pe voi, fraților, ca să vă rugați pentru mine la Domnul Dumnezeu. Să aibă milă de noi Atotputernicul Dumnezeu și, iertându-ne păcatele, să ne ducă la viața cea veșnică. Doamne, miluiește-ne! Doamne, miluiește-ne! Hristoasă, miluiește-ne! Hristoase, miluiește-ne! Doamne, miluiește-ne! Doamne, miluiește-ne! Să ne rugăm! Dumnezeule Atotputernic, purifică, te rugăm, sufletele noastre în aceste zile de pocăință, ca să ajungem cu inimi curate la sărbătoarea Paștelui ce se apropie, prin Domnul nostru Iisus Hristos, Fiul Tău, care, fiind Dumnezeu împreună cu Tine, viețuiește și domnește în unire cu Duhul Sfânt, în toți vecii vecilor. Amen. Iată vine Visătorul, haideți să-L ucidem. Citire din Cartea Genezei. În zilele acelea, Israel îl iubea pe Iosif mai mult decât pe toți ceilalți fii ai săi, pentru că era fiul bătrâneților sale și îi făcuse o tunică cu mâneci lungi. Frații lui au văzut că tatăl lor îl iubea mai mult decât pe toți frații și îl urau. Nu puteau să-i vorbească în pace. Frații lui au mers la Sihem ca să pască turma tatălui lor. Israel i-a zis lui Iosif: oare frații tăi nu pasc oile la Sihem? Vino, te voi trimite la ei. Iosif a mers după frații săi și i-a găsit la Dotan. Ei l-au văzut de departe și, înainte ca el să se apropie de ei, s-au sfătuit să-l omoare. Ei au zis unul către altul: iată, vine Visătorul acesta. Acum, haideți să-l ucidem, să-l aruncăm într-o fântână și să zicem că l-au mâncat un animal rău. Să vedem ce va fi cu visele lui. Ruben a auzit și a voit să-l scape din mâna lor. El a spus: să nu-l lovim, luându-i viața. Ruben le-a zis: să nu vărsați sânge. Aruncați-l în fântâna aceasta care este în pustiu, dar nu întindeți mâna asupra lui. Aceasta o zicea ca să-l scoată din mâna lor și să-l trimită înapoi la tatăl lui.
Când Iosif a sosit la frații săi, ei l-au dezbrăcat pe Iosif de tunica sa, de tunica aceea cu mâneci lungi care era pe el, l-au luat și l-au aruncat în fântână. Fântâna era goală, nu avea apă. După aceea s-au așezat să mănânce pâine. Ridicându-și ochii, au văzut o caravană de ismaeliți venind dinspre Galaad. Cămilele lor cărau rășină, balsam și mir. Ei mergeau coborând spre Egipt. Atunci Iuda a zis către frații săi: ce folos dacă îl vom ucide pe fratele nostru și vom acoperi sângele lui? Haideți mai degrabă să-l vindem ismaeliților și să nu fie mâna noastră asupra lui, pentru că este fratele nostru și carne din carnea noastră. Și frații lui l-au ascultat. Au trecut niște negustori madianiți. Frații l-au tras pe Iosif și l-au scos din fântână și l-au vândut pe Iosif ismaeliților cu 20 de arginți. Iar ei l-au dus pe Iosif în Egipt. Cuvântul Domnului. Aduceți-vă aminte de faptele minunate ale Domnului. Aduceți-vă aminte de faptele minunate ale Domnului. Domnul a trimis foamete asupra țării și i-a lăsat fără hrană. A trimis înaintea lor un bărbat pe Iosif, care a fost vândut ca sclav. Aduceți-vă aminte de faptele minunate ale Domnului. I-au strâns picioarele în obez, i-au pus la gât lanțuri, până când cuvântul lui s-a împlinit, până când cuvântul Domnului i-a dat dreptate. Aduceți-vă aminte de faptele minunate ale Domnului. Atunci regele a trimis să-l lase liber și stăpânitorul popoarelor l-a eliberat. L-a pus stăpân peste casa lui și stăpânitor peste toată averea lui. Aduceți-vă aminte de faptele minunate ale Domnului. Laudă ție, Hristoase, Regele mării veșnice. Laudă ție, Hristoase, Regele mării veșnice. Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât l-a dat pe Fiul Său unul născut, pentru ca oricine crede în El să aibă viața veșnică. Laudă-ți-e, Hristoase, Regele să fie cu voi. Și cu Duhul tău. Citire din Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos după Sfântul Matei. Mărire ție, Doamne. În acel timp Iisus le-a zis arhiereilor și mai marilor poporului: ascultați o altă parabolă.
Era odată un om care a plantat o vie, a înconjurat-o cu un gard, a săpat un teasc și a construit un turn. Apoi a dat-o în arendă unor viticultori și a plecat în călătorie. Când s-a apropiat timpul culesului, i-a trimis pe servitorii săi la viticultori ca să primească roadele sale. Dar viticultorii, prinzându-i pe servitorii săi, pe unul l-au lovit, pe altul l-au ucis, pe altul l-au bătut cu pietre. A trimis din nou alți servitori, mai numeroși decât primii, dar le-au făcut la fel. În cele din urmă l-a trimis pe fiul său la ei, zicându-și, de fiul meu le va fi rușine. Însă viticultorii, când l-au văzut pe fiu, au zis între ei, acesta este moștenitorul, haideți să-l ucidem ca să avem moștenirea lui. Prinzându-l, l-au aruncat afară din vie și l-au ucis. Așadar, când va veni stăpânul viei, ce le va face acelor viticultori? I-au zis, pe acei răi îi va ucide fără milă, iar via o va da în arendă altor viticultori care îi vor da roadele la timpul potrivit. Iisus le-a zis, n-ați citit niciodată în Scripturi? Piatra pe care au disprețuit-o constructorii, aceasta a devenit piatră unghiulară. Domnul a făcut acest lucru și este minunat în ochii noștri. De aceea vă spun, împărăția lui Dumnezeu va fi luată de la voi și dată unui neam care va aduce roade cuvenite. Arhireii și farizeii, auzind parabolele lui, și-au dat seama că vorbește despre ei. Și căutau să-l prindă, dar se temeau de mulțim, pentru că ele îl considerau profet. Cuvântul Domnului, laudă ție, Hristoase! Iubiți frați și surori în Hristos! Miercurea trecută am meditat împreună despre prima parte a Sfintei Liturghii. Spuneam, Sfânta Liturghie are două părți principale, liturgia cuvântului și liturgia euharistică. Revenim și astăzi asupra liturgiei cuvântului, pentru că este atât de importantă pentru viața noastră de creștini. Ambele părți ale Sfintei Liturghii s-au dezvoltat independent până în secolul al IV-lea. Creștinii se adunau, așa cum am auzit miercurea trecută, creștinii se adunau și făceau memoria textelor din Sfânta Scriptură a Vechiului și a Noului Testament, făceau memoria Sfinților, pentru că de la exemplele celor care aveau credință, puteau să ia și ei motivații pentru ca viața lor să fie conformă cu cuvântul Domnului. Abia în secolul al IV-lea, cele două părți, partea principală a cuvântului și partea principală care se referă la Euharistie, s-au unit între ele și există între ele o legătură strânsă. Nu putem concepe
în zilele noastre, liturgia euharistică, adică partea a doua, fără prima parte, liturgia cuvântului. Liturgia cuvântului, așa cum am spus și miercurea trecută, este formată în zilele obișnuite din cursul săptămânii de o lectură preluată din Vechiul Testament sau din Noul Testament. Astăzi ați auzit lectura cu Iosif cel Drept din Vechiul Testament. Iar a doua lectură este Evanghelia. În zilele de duminică și în zilele de sărbători avem o lectură din Vechiul Testament, apoi un psalm, tot din Vechiul Testament, bineînțeles, un psalm care face legătura sau scoate în evidență mai mult ceea ce ne-a proclamat prima lectură, și apoi, după psalm, urmează a doua lectură din Noul Testament, în general din scrisorile Sfinților Apostoli sau din Faptele Apostolilor. După aceasta a treia lectură, în zilele de sărbătoare, urmează în mod obișnuit Evanghelia, luată de la unul din cei patru evangheliști. De ce Biserica insistă atât de mult ca noi, venind la Sfânta Biserică, să fim prezenți, nu numai fizic, cu trupul, dar și cu mintea și cu inima, cu gândurile și sentimentele, să fim prezenți la această primă parte a liturgiei cuvântului. Ziceam în a doua reflexie, în a doua noastră întâlnire, că e necesar ca să ne pregătim bine pentru Sfânta Liturghie. Pregătirea îndepărtată și pregătirea apropiată. Pregătirea apropiată e aceea care se referă de la intrarea în biserică, la așezarea în bancă, la reculegere, când încercăm să ne sintonizăm pe aceeași lungime de undă cu Hristos. Când apăsăm și pe butonul antibruiaj, în sensul că încercăm să lăsăm la o parte toate celelalte preocupări, pentru ca să fim atenți, pentru ca să putem surprinde ceea ce Dumnezeu ne vorbește prin lecturile pe care ni le propune. Spuneam miercurea trecută că Papa Francisc, în duminica trecută, în acele puține cuvinte pe care le-a adresat credincioșilor, mulțimii de credincioși, dacă ați văzut la televizor, ați văzut cât de mulți sunt și din ce în ce devin, sunt tot mai mulți cei care vin și-l ascultă pe Papa la rugăciunea Îngerul Domnului. Papa, plecând de la pasajul din Evanghelia de duminica trecută, când se vorbea despre transfigurare, despre schimbarea la fața Mântuitorului, Papa a spus, atenție, Dumnezeu Tatăl l-a recomandat pe Fiul Său. O voce s-a auzit din nor care spunea, acesta este Fiul meu prea iubit, pe dânsul să-L ascultați. Și insista Papa, ascultați-L pe Iisus. Sau își punea întrebarea, îl ascultăm noi pe Iisus? Suntem noi convinși că
de ascultarea cuvântului lui Iisus depinde toată viața noastră creștină, toată viața noastră spirituală, tot comportamentul nostru. Și de aceea el recomanda încă, pentru ca să scoată în evidență ce înseamnă cuvântul lui Dumnezeu, el recomanda ca să avem în buzunarele noastre sau în geanta noastră cu care mergem la serviciu, să avem măcar o parte a Sfintei Scripturi și din când în când să ne oprim și să citim ceva. Eram odată în tren, mergând spre București, împreună cu Preasfințitul Petru, și în vagonul de tren, noi, după ce am pornit din Iași, ne-am scos cartea de rugăciune, breviarul, și ne rugam, în tăcere, bineînțeles. La un moment dat, vedem în fața noastră un student care scoate și el din geantă o cărticică și citea și el cu multă atenție și se vedea că este recules. Și la un moment dat el ne întreabă pe noi, după ce noi am terminat de spus rugăciunile, ne întreabă, dar ce fel de carte este aceea pe care o aveți dumneavoastră în mână? Și noi am spus, este o carte a preoților, carte în care sunt rugăciuni pe care le pot spune și laicii, sunt cuvinte din Sfânta Scriptură, din Vechiul și din Noul Testament. Și el spune, am și eu cărticica mea. Era Coranul, pentru că studentul respectiv era un musulman. Și Preasfințitul i-a zis, pot să îl am puțin să mă uit și eu să citesc ceva din Coran? Și dânsul atunci a spus, dar sunteți curat? Iată cu cât respect trata un musulman cuvântul Domnului conținut în Coran. Pentru că știa că de la acest cuvânt se ajunge la credință. Cine ascultă cuvântul lui Dumnezeu și îl împlinește, acela sădește în sufletul său credința. De la cuvânt, de la ascultarea cuvântului, convinși fiind că este Iisus Hristos însuși care ne vorbește, în sufletul nostru încolțește sămânța credinței. Și auzim câteodată spunându-se, omul ăsta n-are credință. Se vede din atitudinile sale, din faptele sale, omul acesta nu are credință. Sau, altădată se spune, și e foarte frumos, într-adevăr se vede că acest om are credință. Se vede că el trăiește din credință, se vede că el practică credința. E bine, această credință pe care noi o avem în sufletele noastre pornește tocmai de la cuvântul lui Dumnezeu, ascultat la Sfânta Liturghie sau citit acasă, sau poate și în timp ce suntem la lucru, într-o mică pauză, scoatem Biblia, Sfânta Scriptură sau o parte din Sfânta Scriptură și citim ceva. Amintiți-vă de Marta și Maria. Când Iisus a intrat în casa lor, Marta avea grijă de cele ale casei, ca să Iisus să se simtă bine la ele, iar Maria s-a aruncat la picioarele lui și asculta cuvântul. Îi asculta cuvântul pentru că știa că e cuvânt dumnezeiesc, pentru că știa că acest cuvânt
poate să lucreze în inima ei. Acest cuvânt o luminează, acest cuvânt o întărește, acest cuvânt o mângâie, acest cuvânt îi dă forța ca să meargă în continuare, cum se cuvine, pe drumul credinței. Iată, iubiți credincioși, este important ca noi atunci când venim la Sfânta Biserică să fim atenți, să ascultăm cu atenție, să ascultăm cu evlavie cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că din fiecare verset pe care noi îl citim la Sfânta Liturghie, din Vechiul sau din Noul Testament, putem să tragem o învățătură. Există în biserică practica aceasta a așa zisă lectio divina, lectura dumnezeiască. Și noi trebuie să fim recunoscători fraților școlilor creștine că ei transmit de fiecare dată, în fiecare săptămână, prin internet, această lectură divină cu meditațiile respective. Sunt niște traduceri din limba spaniolă pe care fratele Juan Barrera le transmite. Cei care aveți internet puteți să îi cere să vă trimită Juan Barrera, arond@gmail.com, și vă transmite fără nicio problemă. E bine, ce înseamnă această lectură divină? Citim textul, îl citim cu atenție, îl citim cu evlavie, ne întrebăm ce vrea să ne spună acel text, facem o scurtă meditație, apoi urmează al treilea punct, rugăciunea, o scurtă rugăciune: Doamne, fă ca ceea ce am citit acum să-mi pătrundă sufletul, să-mi lumineze mintea, să-mi întărească voința, să-mi încălzească inima, pentru ca eu să pot trăi din acest cuvânt. Și apoi un alt punct, contemplația, din nou ne cufundăm în meditație și urmează acțiunea. Adică acel cuvânt pe care noi l-am citit, pe care l-am meditat, ne face ca să trecem apoi la fapte. Intrăm într-un circuit. Ce înseamnă dacă, de exemplu, avem pe o masă o lampă electrică, dacă noi introducem în circuit, dacă nu apăsăm pe șalter, nu se aprinde, nu ne folosește la nimic acea lampă electrică atunci când vine întunericul. Ei bine, și noi, dacă intrăm în circuitul acesta al cuvântului lui Dumnezeu, ne luminăm, ne aprindem și încălzim și pe alții, ne încălzim pe noi și încălzim și pe alții. Apoi, de la cuvânt, am spus, trecem la credință, iar de la credință trecem la viața morală și trecem la sacramente. Ne pregătim pentru partea a doua, partea euharistică. Pentru că nu ne putem închipui ca cineva care nu are credință să se poată apropia de Sfintele Sacramente și să le primească cu folos, sacramente care apoi îi influențează viața. Deci la sacramente se ajunge prin credință, la credință se ajunge prin cuvântul lui Dumnezeu, ascultarea cuvântului Dumnezeu. Deci cuvânt, credință, viață morală, sacramente.
Și aș vrea să vă relatez ceva din viața Sfântului Anton Abate. În ziua de 17 ianuarie este celebrat, este comemorat Sfântul Anton Abate, părintele monahismului. A trăit în Egipt în jurul anului 250. El a rămas singur după moartea părinților și încerca să trăiască cuvântul lui Dumnezeu, încerca să se ghideze după cuvântul din Sfânta Scriptură. Și odată intrând în biserică, aude aceste cuvinte: dacă vrei să fii desăvârșit, mergi, vinde tot ce ai și dă săracilor și vei avea comoară în cer. Apoi vino și urmează-mă. Anton zice, a avut impresia, acest cuvânt a fost spus pentru mine. După Sfânta Liturghie s-a dus, a vândut tot ce a avut, a lăsat o mică parte pentru surioara sa și a dat săracilor tot ce a scos de pe, pentru că avea multe bunuri pe care le moștenise de la familia sa, 300 de proprietăți foarte fertile și frumoase. Și apoi, altă dată, intră în biserică și aude aceste cuvinte din Evanghelia Sfântului Matei: nu vă îngrijorați pentru ziua de mâine. Și atunci s-a zis, uite, și pentru sora mea, cred că ar fi bine ca și ea să facă același gest ca și mine. A încredințat-o unei mănăstiri, a vândut și partea care era a surorii sale și a dat-o săracilor. Și apoi s-a dedicat rugăciunii, pentru că zicea, așa cum era în scrisoarea către tesaloniceni, trebuie să ne rugăm și să ne rugăm fără încetare. Iată cum el, Anton Abate, trăia din Sfânta Scriptură, trăia din cuvântul lui Dumnezeu. Și noi, iubiți credincioși, venind la Sfânta Liturghie, să ne rugăm lui Dumnezeu ca tot ceea ce auzim la prima parte, la liturgia cuvântului, să pătrundă adânc în sufletele noastre, să pătrundă toate fibrele ființei noastre și să rodească apoi în viața noastră. Acest lucru vi-l doresc dumneavoastră și mi-l doresc și mie. Fraților și surorilor, să ne rugăm cu încredere lui Dumnezeu, Tatăl preîndurător, ca toți oamenii să poată primi cuvântul Lui și astfel să meargă pe calea mântuirii. Părinte Ceresc, care L-ai trimis lumii pe Fiul Tău, dăruiește bisericii harul ca prin meditarea cuvântului Tău și prin celebrarea Sfintei Euharistii să se reînnoiască pururi și să se desăvârșească în sfințenie. Te rugăm, ascultă-ne! Trimite cuvântul Tău la toți frații noștri ca ei să Te poată cunoaște și iubi cu adevărat. Te rugăm, ascultă-ne! Celor care caută adevărul, dăruiește-le bucuria întâlnirii cu Tine. Te rugăm, ascultă-ne! Luminează familiile noastre și sporește în ele iubirea și armonia prin citirea și trăirea cuvântului Evangheliei Tale. Te rugăm, ascultă-ne! Primește pe toți răposații noștri în bucuria veșnică a Paradisului. Te rugăm, ascultă-ne! Ascultă, Dumnezeule, cu bunătate rugăciunea bisericii Tale, să nu fie niciodată lipsiți de ajutorul Tău, aceia cărora le dăruiești bucuria să participe la misterele Tale, prin Hristos Domnul nostru.
Rugați-vă, fraților, pentru ca jertfa mea și a voastră să-i fie plăcută lui Dumnezeu, Tatăl Atotputernicul. Să primească Domnul jertfa de mâinile tale spre lauda și mărirea numelui Său și spre folosul nostru și al întregii Sfintei sale Biserici. Te rugăm, Dumnezeule, ca îndurarea ta să-i întâmpine pe slujitorii tăi, spre a celebra cum se cuvine aceste taine și să-i călăuzească la o viață sfântă prin Hristos Domnul nostru. Amen. Domnul să fie cu voi. Și cu Duhul tău. Sus inimile. Le avem la să-i mulțumim Domnului Dumnezeului nostru. Vrednic și drept este. Cu adevărat, vrednic și drept de cuviință și mântuitorul lucru este să-ți aducem mulțumiri pururea și în tot locul, ție, Doamne, Părinte Sfânt, Atotputernic, Veșnic Dumnezeu, pentru că prin post și înfrânare ne ajut să învingem pornirile rele, ne ridici mintea spre cele cerești, ne întărești sufletul în virtute și ne dăruiești veșnică răsplată prin Domnul nostru Iisus Hristos. Prin El te laudă îngerii, te adoră stăpânirile, ți se supun puterile. Tăriile cerești și fericiții serafim te laudă între săltare de bucurie. Alături de ei te rugăm să primești și glasurile noastre, ca împreună să te lăudăm cu umilință, spunând fără încetare. Te rugăm așadar, sfințește darurile acestea cu roa Duhului Tău, ca ele să devină pentru noi trupul și sângele Domnului nostru Iisus Hristos. El, dându-se de bună voie spre pătimire, a luat pâinea și, mulțumind, a frânt-o și a dat-o ucenicilor săi, zicând: luați și mâncați din aceasta toți. Acesta este trupul meu care se jertfește pentru voi. De asemenea, după cină, luând potirul și din nou mulțumind, l-a dat ucenicilor săi zicând: luați și beți din acesta toți. Acesta este potirul sângelui meu, al noului și veșnicului legământ, care pentru voi și pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor. Faceți aceasta în amintirea mea.
Misterul credinței. Moartea ta o vestim, Doamne, și învierea ta o mărturisim până când vei veni. Celebrând așadar moartea și învierea Fiului Tău, îți oferim, Doamne, pâinea vieții și potirul mântuirii, mulțumindu-ți că ne-ai învrednicit să stăm înaintea Ta și să-ți slujim Ție. Te rugăm cu milință să ne unească Duhul Sfânt pe noi, care ne face împărtași de trupul și sângele lui Hristos. Adu-ți aminte, Doamne, de biserica Ta răspândită pe întregul pământ, ca să o desăvârșești în dragoste împreună cu Părintele nostru Papa Francisc, cu Episcopul nostru Petru, cu Episcopul Auxiliar Aurel și cu tot clerul. Adu-ți aminte, Doamne, și de frații noștri care au adormit în speranța învierii și de toți cei care au răposat în milostivirea Ta și primește-i să se bucure de lumina feței Tale. Te rugăm, ai milă de noi toți, pentru ca împreună cu fericita născătoare de Dumnezeu Fecioara Maria, cu Sfântul Iosif, soțul ei, cu fericiții apostoli și cu toți sfinții pe care din veci i-a iubit, să ne învrednicim a fi părtași de viața cea veșnică, să te lăudăm și să te preamărim prin Iisus Hristos, Fiul Tău. Prin Hristos, cu Hristos și în Hristos, ție, Dumnezeule, Tată atotputernic, în unire cu Duhul Sfânt, toată cinstea și mărirea în toți vecii vecilor. De porunca Mântuitorului și povățuiți de învățătura sa dumnezeiască, îndrăznim a spune: Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi, și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită. Cine mântuiește? Mântuiește-ne, te rugăm, Doamne, de toate relele și binevoiește a da pacea în zilele noastre, pentru că ajutați de milostivirea Ta să fim pururea liberi de păcat și feriți de orice tulburare, așteptând speranța fericită și venirea Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Căci a Ta este împărăția și puterea și mărirea întregi. Doamne Iisuse Hristoase, care le-ai zis apostolilor Tăi, pace vă las vouă, pacea mea o dau vouă, nu privi la păcatele noastre, ci la credința Bisericii Tale și binevoiește-i dărui pacea și unirea după voința Ta, care viețuiești și domnești în vecii vecilor. Pacea Domnului să fie pururea cu voi. Și cu Duhul Tău. Dăruiți-vă pacea. Iată-L pe acela care ia asupra sa păcatele lumii. Fericiți cei chemați la ospățul mielului. Doamne,
nu sunt vrednic să intri sub acoperământul meu, dar spune numai un cuvânt și se va tămădui sufletul. Dacă vrea cineva să vină
calea și adevărul, vă chem să mă urmați pe mine până la moarte, vă îndemn să mă ascultați. Dacă vrea cineva să vină după mine, să se lepede, să se lepede de sine, să-și ia crucea zilnic și să mă urmeze. Să ne rugăm. Chezășia moștenirii veșnice pe care ne-ai dat-o prin aceste taine să sporească în noi, Doamne, dorul după bunurile viitoare, astfel încât să ajungem a le dobândi în împărăția Ta prin Hristos Domnul nostru. Amen. Îngerul Domnului a vestit Mariei. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoși, acum și în ceasul morții noastre. Iată slujitoarea Domnului. Fie mie după cuvântul tău. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoși, acum și în ceasul morții noastre. Și cuvântul s-a făcut trup. Și a locuit între noi, Doamne. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfântă Marie, roagă-te pentru noi păcătoși, acum și în ceasul morții noastre. Roagă-te pentru noi, Sfântă Născătoare de Dumnezeu, ca să ne faci vrednici de păcătuirile Hristos. Să ne rugăm. Te rugăm, Doamne, să reverși harul Tău asupra sufletelor noastre, pentru ca noi care am cunoscut prin vestirea Îngerului întruparea lui Hristos, Fiul Tău, să fim duși prin patima și crucea Lui la slava învierii, prin același Hristos, Domnul nostru. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Precum era la început și acum și pururea și vecii vecilor. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Precum era la început și acum și pururea și vecii vecilor. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Îngere al lui Dumnezeu, luminează-mă în această noapte, păzește-mă, povățuiește-mă și cărmuiește-mă pe mine, care sunt încredințați ție, prin mila lui Dumnezeu. Amin. Domnul să fie cu voi și cu Duhul tău. Dăruiește-i, Doamne, poporului Tău sănătatea sufletului și a trupului, pentru ca, dedicându-se faptelor bune, să merite a fi apărat mereu de ocrotirea Ta prin Hristos, Domnul nostru. Amen. Să vă binecuvânteze Atotputernicul Dumnezeu, Tatăl și Fiul și Sfântul Duh. Amen. Liturghia s-a sfârșit, mergeți în pace. Amen.